Moldovenii de la FC Botoșani pleacă la Craiova pentru a obține primul rezultat de 3 puncte al sezonului. Va fi un meci greu, după cum anunță principalul Mihai Ciobanu, care s-ar mulțumi și cu o remiză în bănie. Rând, noi ar trebui să vorbim foarte puțin și să muncim foarte mult pentru fiecare secundă pe care o petrecem în teren. 3 puncte ar fi aur. După cum am văzut Craiova aseară, va fi foarte greu. Trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Asta este foarte clar. Și sper să facem treaba asta. Jucătorii nu se gândesc doar la duelul de luni din bănie, ci la toate cele 3 finale pe care le mai au de disputat în acest an calendaristic. Va fi un meci frumos, aprins, cred, pentru că noi avem nevoie de puncte. Mergem acolo cu gândul la victorie, pentru că numai așa trebuie să o facem de acum înainte. Pe lângă meciul Craiova mai sunt încă 2, să avem 3 finale până la sfârșit de an. Noi o să vrem să scoatem maxim din fiecare și după vom vedea unde ne vom clasa. Acest lucru este așteptat și de către finanțatorul Valeriu Iftime, care a trasat câteva obiective vestiarului. Valeriu Iftime a fost la începutul săptămânii în vestiar și a fixat anumite repere. Ne le spuneți și nouă. Poftiți? Ne le spuneți și nouă. Nu sunt ale vestiarului. Să sperăm că ne ridicăm la înălțimea reperelor fixate. 7 puncte? Oricâte puncte ar fi bune. Și dacă nu, ce faceți dacă nu realizează acest obiectiv? Asta vom vedea, pas cu pas. Meciul dintre FCU 1948 Craiova și FC Botoșani va avea fluierul de start luni la ora 17.